Bravo, iStyle este o emisiune înregistrată, așa că toate voturile pe care voi le oferiți concurentelor, noi le luăm în considerare la momentul la care înregistrăm ediția eliminatorie. Vă mulțumesc și vă invit să consultați regulamentul pe www.canalde.ro. Cu surprize ne-a obișnuit următoarea concurentă, mai ales în seriile Concept, și astăzi sperăm să vedem o ținută de 5 pe linie și din partea ei. Andreea și bal de epocă! Nu știu cum se va auzi acasă, însă în platou se auzea rău, ceva rău de tot. Mă simțeam chinuită, nu? Ia uite ce curajoasă concurenta noastră! Bună seara, le spun și invitațiilor tăi. Acum știți, dacă ar fi să continui tradiția, ar trebui să iau pe cineva la dans. Dar fiind atât de mulți, nu mă pot decide. Drept urmare, vă mulțumesc tuturor pentru că ați fost alături de noi. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați ajutat-o pe Andreea. Cum ți s-a părut conceptul? Mi-a plăcut foarte mult și am vrut să fac ceva diferit. Eu m-am gândit la epoca modernă, okay, și la filmul Great Gatsby, și atunci am vrut să reinterpretez o scenă de bal din acel film. De asta mi-am adus și câțiva prieteni, mm-hmm, pe care i-ați văzut și voi, și sper că v-a plăcut. Da, cu siguranță, Andreea, te felicit este și încă o dată. Da, am recunoscut-o. Vorbim cu fetele. Alexandra. Da, îmi place artificiul pe care l-ai făcut cu lanțurile de perle puse pe mâini, mi se par foarte frumoase. Îmi plăceau unghiile când te-am văzut astăzi în combinație cu această ținută, mi se pare că sunt efectiv în contrapunct, nu mi se pare că se potrivesc absolut deloc. Ele foarte frumoase de altfel. Sunt cu desene Art Deco. Ți se pare că se încadrează în conceptul nostru din seara asta, Alexandra? Noi chiar discutam la un moment dat în culise că asta cu epoca era cumva foarte fină, adică puteai să fii, eu am zis la un moment dat, mi-a venit ideea asta să fiu Flintstone, de ce nu m-am gândit la asta, epoca de piatră. Și eu m-am gândit la Ice Age. S-a specificat o anumită... Exact! Am avut bal ținute de epocă. Da, dar nu s-a specificat vreo secundă să interpretați voi ce epocă. Epoca de aur, epoca de piatră, da, epoca de gheață. Păi și cum de gheață, sau mai știu ce. Epoca de piatră. Asta vi s-au dat și referințe vis-a-vis de ce, oare, fel de epocă. Da, chiar m-am uitat de 100 de ori la mesajul ăla să văd dacă nu cumva duce spre o anumită epocă și păi a fost despre Rebecca, da, fetelor, între că asta e întrebarea. Între noi ca și referințe, Andreea, sunt sute de ani. Nu a fost un mesaj cel în care vi s-a comunicat tema, a fost o discuție. Producătorul, da, emisiunii, Dana, a venit la voi în culise și vi s-a explicat textual în ce constă tema. Da. Și referințele vi s-au dat în zona de... ținute de epocă. Da. Bun, analizăm împreună cu jurații ținuta pe care o propui tu pentru această ediție. Andreea, te invit în fața lor.
Bonsoir, dragă, bine ai venit! Bal de epocă, cu ținute de epocă, limitează din punctul nostru de vedere destul de clar situația, plus că, uite, tu ai dat ca referință Marele Gatsby, acolo era un garden party, sigur luxos, dar un garden party. E o diferență, o distinție foarte clară între ce înseamnă garden party și bal de epocă, tot așa cum este o distinție foarte clară între ce înseamnă ținută de epocă și ținută les années folles, de inspirație habar anii 20, anii 40. Anii 20, când tu acum ai făcut un anii 20. În acea epocă în care te duci tu la anii 20, nu se mai chema bal. Tu ai o ținută de inspirație clară, les années folles, clară, machiajul, părul, ce ai pe cap, piesele, franjurii, mie sandalele nu-mi plac, dar și sandalele sunt de acolo, dar care, indiferent dacă mi-ar plăcea sau nu mi-ar plăcea, piesele nu sunt râte, topul și fusta, de exemplu. Machiajul nu-ți vine rău, dar nu este pe temă. Bal de epocă. Na, eu am vrut să fac altceva. Data viitoare voi face previzibil. Păi da, măi, Andreea, măi, puiule, n-are legătură cu previzibil. E ca și cum dai un examen, primești un subiect și tu vorbești despre ce vrei tu să vorbești acolo pe pagina ta de examen. Cred că ar fi momentul să ne concentrăm puțin mai mult, pentru că dacă scopul nostru este să primim aceste stele din partea juraților sau aceste note, ele se dau pe o lucrare impecabilă. Așa că hai să avem lucrări impecabile, Andreea. Pare rău, Andreea, vorbește cu cei de acasă, te rog. Și îmi pare rău, după cum am spus, am vrut să fac altceva, am luat toate epocile la... toate le-am luat la rând. Sper că vouă să vă placă, măcar ținuta mea, așa, pe temă, pe netemă, sper să vă fi plăcut ținuta mea. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de mine, vă mulțumesc că îmi scrieți, că mă votați, că aduceți acolo un gând bun în fiecare zi, în mesajele mele și în sufletul meu, și vă mulțumesc tare mult pentru asta. Vă rog să votați în continuare 6 la 1220. Pup, pup!